Brua este o conductă de transport a gazelor naturale care va lega Bulgaria, România, Ungaria și Austria. Segmentul românesc al gazoductului presupune construcția a 528 de kilometri de conductă nouă pe teritoriul țării noastre. Ea asigură prin intermediul interconectorului de gaze naturale cu Bulgaria, pe care îl vom inaugura în toamnă, accesul României la noi surse de gaze naturale. Mă refer, spre exemplu, la gazul natural lichefiat importat inclusiv din Statele Unite ale Americii în terminalele din Grecia. Este un plus cert pentru securitatea noastră energetică. Odată ce vom începe exploatarea comercială a gazelor naturale în Marea Neagră, prin Brua vom prelua gazul natural în Sistemul Național de Transport. Ne conectăm și la alte piețe relevante din regiune. Așteptăm cu mult interes semnarea contractului pentru finanțarea europeană a conductei, circa 180 de milioane de euro, pentru că Brua este contribuția României la securitatea energetică a întregii Europe centrale și de est. Brua este cel mai ambițios proiect de investiții în infrastructura energetică a României din ultimii ani, generând noi locuri de muncă la nivel național și creștere economică. Pentru compania Transgaz, Brua reprezintă confirmarea rolului său de actor regional. Restructurarea și listarea la bursa operatorului nostru național de transport dă astăzi roade. Abordarea pragmatică a guvernului Cioloș, accentul pus pe profesionalism, pe fapte și nu vorbe, a deblocat în ultimele 6 luni mai multe proiecte de investiții în domeniul energetic, deschizând drumul pentru ca și alte companii precum Transgaz să-și valorifice potențialul de actor regional, de generator de locuri de muncă și creștere economică. Este nevoie de manageri profesioniști care sunt capabili să-și asume un proiect de dezvoltare a acestei noi Românii. Acesta este, cu adevărat, noul model de lider pe care trebuie să-l căutăm. Proiectul Brua este o dovadă clară că România își poate asuma cu încredere responsabilitatea de furnizor de securitate energetică în Europa. Suntem astăzi un exemplu de bună practică pentru toți vecinii.